Eșalonul de elită al rugby-ului românesc va găzdui sâmbătă 11 mai de la ora 14 meciurile etapei a 14-a, ultima din sezonul regulat. În primul meci al rundei, vicecampioana României, CSM Știința Baia Mare, va juca acasă cu penultima clasată CS Dinamo București. În derbiul etapei, liderul la zi, CSM București, va primi vizita clubului sportiv al Armatei Steaua, în timp ce, pe stadionul din Parcul Sportiv Universitar Dr. Iuliu Hațiegeanu din Cluj, se va juca partida CS Universitatea Timișoara Saracens. Meciul zimbrilor va fi oficiat de un trio moldav, avându-l la centru pe Mihai Văcaru din Iași, secondat la cele două tușe de Ionuț Flutur și Ovidiu Bursuc, ambii din Suceava. Arbitrul numărul 4 va fi prezent Cristian Stoica din Baia Mare, iar comisar ieșanul Mihai Stuparu. Cu șanse doar teoretice la o poziționare între primele două formații, CSM Știința Baia Mare ocupă locul 4 cu 48 de puncte, fiind avansată în ordine de CSM București 53 de puncte, CSA Steaua 51 de puncte, respectiv Timișoara Saracens 49 de puncte. La o săptămână după disputarea acestor ultime jocuri din campionat, în 18 mai sunt programate meciurile din semifinale după sistemul 1-4, 2-3, urmând ca pe data de 25 mai finalele să fie găzduite în premieră de municipiul Brăila.